Salve, dudes, și bine ați venit la un episod de Falsionator 22 Mod Showcase pe Barbă Neagră. Fraților, vă prezint aici o nouă hartă ce a apărut tocmai astăzi. Da, este proaspătă de la cuptor, se numește The Lost Corner. Am observat câteva elemente pe aici publice. Ia uite-l pe măgar. L-am luat! Și, fraților, harta arată așa, tocmai ce a fost publicată pe ModHub. Aveți un link în descriere direct către ea și, evident, că mi-a atras atenția. Este foarte, foarte frumoasă ca și design și foarte diversă de asemenea. Mi se pare că are cam de toate. Are terenuri atât dreptunghice, dreapta sus, cât și de toate feluritele, practic. Sunt unele care chiar trebuiesc făcute cu cosplay-ul. Dar în mare parte cred că lucrătorul otoman nu va avea mari probleme. Am văzut și foarte multe generatorii și hai acum să vedem ce primim în fermă și cum arată. În primul rând, unde este ferma? Ferma se pare că este în partea asta de aici. În descrierea hărții ne și spune pe utilajele pe care trebuie să le folosești sunt de mărime medie. Bineînțeles, poți să te bași pe mărimi mai mari în partea de sud a hărții, cum avem aici terenul 154, care apropo costă aproape 1.000.000 de euro, 825. Dă-mi o grămadă. Foarte, foarte mort. Se pare că acum suntem în fermă sau în cartier. Asta e ferma. Alrighty. Stai așa că s-ar putea să avem altă ieșire. Cred că porțile cele mari sunt cele care dau în fermă și de fapt ușițele mici dau în afară. Aha, acum are mai mult sens, se pare. Bun, deci ieșim pe partea aia fix la stradă. Gotcha. Și este foarte posibil ca și porțiunea asta să fie tot a noastră. În față avem ăla, nu cred că e, ăla e, wow. Deci ferma e aici, magazinul e fix în față. Really? Nah, două magazine, fiți atenți. Este unul aici, vehicle shop, și mai este unul mai sus aici, vehicle shop. Noi avem spawnul pus aici în mijloc. Sunt mai multe ferme, deci poți să te instalezi în mai multe zone și avem și ceva zone de pădure. În afară acolo observ munții de pe Erlengrad, așa că avem harta terminată. Frumos din câte observ, totuși nu prea îmi dau seama ce ar fi pe aici. Cred că e tot un loc de fermă ceva, pentru că văd o platformă, văd o mică benzinărie în partea asta și de asemenea o platformă aici pe care nu văd cum mai putea să o folosești decât dacă cumperi zona. Ia să vedem ce deținem noi. Mai nimic. Wow! Este prima fermă pe care, mă rog, hartă, care ne dă terenuri atât de înșirate. Deci avem zona noastră aici. Avem 114-le, la care clar să trebuie cosplay, 86 și 141, pe care, mamă, sunt foarte departe, mai avem aici o casă de asemenea, mamă, ce încurcată e, holy shit, ok, deci avem așa, un New Holland, semănătoare, frumos, pac, avem și un rezervor adițional de spray, ok, un sprayer cu alea așa, deci avem cam de toate, ok, avem și de asta. Deci se pare că avem și greutate și cuplaje frontale. Avem un planter în partea asta de la Amazon. Nu este rău. Ok, avem o ieșire în partea asta. Ceva posibilitate de plasări aici. Și probabil cu alea așa ne face să ducem către un teren pe care putem să-l cumpărăm. Recte ăsta. Interesant. Și până acum e un pic mai altfel această hartă. Avem, se pare, și un bunker aici. Și dacă continuăm, deja văd văcuțele. Ok, și dacă aici e garajul, cum ajung la văcu... Op! Ne dă paie din prima? Yo! Ok, avem, se pare, niște rezerve de baloți. Very nice! Prin asta pot să trec? Se pare că nu putem. Sub frunze avem ceva gard de sârmă ghimbată care are, din păcate, ceva coliziune. Clar, acolo văd alte utilaje. Clar, aici văd ceva remorci. What the f... Ok, o să fac hatărul. Ce chestie! Deci toată zona asta e de fapt un țarc mare de găini. Și asta le permite, probabil aici le dăm de mâncare în trocul ăsta. Ok, și după aia le permite lor să... Și colea cred că îmi dă mie ceva pales cu ouă. Lasă-mă, ce panoramă. Bun, și hai să zicem, ieșim pe aici cu tractorul și intrăm în partea asta. Ba, asta e un pic dubios, trebuie să recunosc faptul că nu putem să trecem într-o parte în alta, dar am venit la zona. Deci se pare că aici avem zona de animăluțe. Și văcuțe, se pare că nu avem, putem să cumpărăm și ne dă din prima băiatul ăsta mare. Băi! Wow! Ce tare!
Ce? What? LOL, îl dă deja cu mâncă. Nu cred. Yo, avem rație făcută. Ce tare. Dude, vine cu băiatul ăsta. Ok, se pare că animalele par a juca un rol destul de important pe harta asta. Nu e rău deloc și ne dă și de asemenea un JCB cu front loader și cu atașamente în garaj. Și avem de la Quicke de 7 metri. Ok, ăla babanu. Very nice. Împrăștiator de paie la văcuțe. Mamă, dar ne dă cam de toate. Aici avem ceva rezervor de motorină, mă gândesc eu, și ceva zonă în care probabil vor sta văcuțele. Da, aici clar stau văcuțele. Este o zonă foarte mare de iarbă, probabil poate fi și valorificată iarba asta. Clar aici vor sta văcuțele, colea punem niște paie și ele vor mânca de acolo sau ceva fân. În partea asta avem o zonă de, cred că tot văcuțe. What the fuck? Atâta mare zona doar pentru văcuțe? Damn, son! Și aici ce avem? Ce avem pe hartă notat aici? Așa, sawmill, ok. Aici venim ca să vindem copacii. Se pare că avem și o mică plantație în partea asta. Bun, avem și pădurile semnalizate. Una mică aici, una mică aici, una mică aici, una mai mare cu alea așa. Una chiar mare cu alea așa. Ok, o să mergem aici, sell the farmer. O să mergem acolo pentru că sunt super interesat să văd cum arată. Ok, deci aici avem ceva fabricoaie. Ok, sawmill-ul principal. Unde vindem noi niște lemn, bineînțeles, și niște rumeguși. Asta facem. În mare parte văd harta foarte dreaptă. Like, n-am văzut nici măcar un delorez până acum. Să vedem dacă se păstrează ideea. Bun, aici avem Sell the Farmer, un punct de vânzare înconjurat de o pădure. Ok. Ok, se pare că pădurea este mult mai mică decât părea pe hartă. Like, este foarte micuțică. Nu prea poți să faci mare brânză pe aici. Oh my god, oh my god, câte buruieni. Holy shit, man. Nu pot să văd. Și mare pa... Opa, stai așa că nu-i dreaptă. Deci pe aici totul este drept și după aia, pac, prăpastie. Ok. Ce dubios. Ce dubios, dar e drăguț amenajat. Nu știu, mi se pare drăguț amenajat. Ok, toate sunt, par bine îmbinate, ce vrei, asta este. Aici avem ceva pădurice. Industrial silo, ok, silos industrial. Mamă, până unde duce lanterna, holy shit. Ok, avem ceva macara. Oare putem să o operăm într-un fel? Nu prea. Oare pot să fac o șmecherie de aia de-a mea, dar pot să mor până sus? Op, stai că avem scară. Hot? What the fuck, am trecut prin scară. Bra. Asta nu ar trebui să se... Și în... Ah, mamă, credeam că... Credeam că și în aia pot să... trec. Ha! Am ajuns la cisterna de lemn. Dă-mi cu aia ce. Mă, fac bani. Nu pot să cred, avem încă o scară aici. Parkour, begez! Asta e harta pe parkour. Ok, trebuie să fie un colectibil și aici. Ah! Mamă, ce tare! Du-te-n căcat. Bro, avem curs de parkour. Opa, am văzut-o acolo. Curs de parkour, baby. Ok, apreciez mult creatorule. Ah, uite, fii atent că pot doar pur și simplu să mă duc fără să mă chinui foarte mult. Ok, dăm cu aici. Și clar numai una, că ajungem fix în vârf, adică îmi ia fix plăcerea maximă. Poate avem... Mamă, n-avem. Dude, deci nu pot să cred că nu-mi dă până în vârf. Poate vin pe partea cealaltă. Așa, nu pot, ia. Nu. A! Nu pot, nu pot. Deci mă urc un pic, dar nu pot mai mult. E... E marginea aia acolo. Firar, ia să fie de viață. Ok, ia să sărim așa. James Bond, baby, James Bond. Poate facem ceva... Yeah! Nu, no, n-am putut. Ceva treabă pe partea asta? Dar așa că m-a intrigat chestia asta. Nu, no, iară colectibile pe aici, un porc de lemn. Oh, what the fuck is this shit? Ok. Wow, astea sunt frumoase. Trebuie să-mi pun și eu la mine în ferma asta. Și apoi aici, Freezy Speaks Extreme. E un fel de Mountain Dew. Ceva de genul să arată. Ok. Frumos, frumos, frumos. Deci se pare că nu este o pădure. Este mai mult. Ah, ba da, stai puțin. În partea... Ah, e parc, mă. Ăsta este parc. Ok, vii aici ca să te relaxezi în shit. Ok, bine. Da. Putem merge pe aici. Au, lol. Ok, avem pământ aproape 3 dimensional, baby. Dar din păcate nu există la like, nicio formă practicoasă. E așa doar de decor. Bun, și avem o parte, se pare o mică pădurice. Sunt mai mici păduricile decât mă așteptam eu. Deci clar cu păduricile astea nu prea putem face mare brânză. Terenul este în mare parte plat. Avem câteva forme de relief mai denivelate, dar prea puține ca să conteze, sincer. Ok, aici ceva punct de vânzare, farmer silo. Wow, mamă, ăsta e imens. Bra.
Ok, frumos decorate, îmi place. Nu e nici prea prea, nici foarte foarte, știi? Scurez de gardurile astea. Gardurile astea nu prea le-am mai văzut pe la vreo hartă. Avem ceva dale interesante. Asta este bine. Îmi place când văd ceva nou întotdeauna. Și ăsta de asemenea este un gard de plasă. Plasă de metal. Se pare că putem să-l trecem, dar nu putem să trecem prin el. Putem să-l sărim, dar nu putem să trecem prin el. Ok, îmi place mult punctul ăsta de vânzare. Mi se pare un silos foarte real, foarte, foarte mișto, foarte industrial. Și aici avem magazin fermier. Aici cred că ducem ceva lăptic sau apă. Cred că e lăptic ăsta, mă gândesc eu. Hopa, stai așa. Mamă, cum vă... Putem să mișcăm scara? Yo-ho-ho-ho! Stai un pic. Bro, niciodată n-am putut mișca până acum scara. Ce panoramă! Îmi place maxim. Mamă, mamă, am pus-o fix dreaptă. Stai un pic că poate trebuie să o punem un pic așa. Ja. Ok, mai încercăm o dată. Dude, eu sunt fermier, nu sunt constructor. N-am cum, nu știu. Trebuie să pun la un unghi să mă pot urca pe ea. Așa îi zic de, foarte des și lui Mihaela. Gata, am reușit până aici. Pot cu... Ia stai un pic. Mamă. Nu mă lasă, bă, nu mă lasă cutiuța asta să sar. Iute, nu-i mie! Stai așa, stai așa că i-am venit de hacat. Mamă, coiță. Stai, mă, că e pu... A, păi vezi, mă? Vezi de ce n-are ursul coadă? E, n-am voie mai încoace. Urât, urât din partea dumneavoastră. Opa, stai așa că am putut să sar. Oh my god, că m-am chinuit degeaba. Și nu avem un colectibil aici? Bra. Bra, măcar dăm și mie 1000 de euro doar așa pur și simplu că am reușit. Adică efortul. Ce detalii faine, ce detalii faine. Bă, îmi place, chiar îmi place. Ok, la industria silo am fost. Aici avem un punct de vânzare numit neclicuibil, coiță. Nu merge, nu merge să-l clicuiesc. Biomass heating plant și cereal factory. What the fuck? Mamă, ce zgomot! Calmește-te! Se pare că aici avem ceva în construcții. Avem probabil un sat mai de bogați din câte observ. Ai, balon cu aer card, se pare că este animat. Încă o macara, se pare că nu este aceeași. Și ceva... Eu! Mamă, câte avem! Se pare că cine a făcut harta nu prea a avut creație. A zis, man... Hai, le punem aici câte trei, câte trei, câte și trei. Ca aia de împart pliante și de, ei trebuie să le bage, de exemplu. Sau mă rog, de le de la oameni. Cred că vi s-a întâmplat tuturor să vă dea cineva nu un pliant, ci vreo 10 ca să scape mai rapid de ele, știi? Asta e interesant aici. Ha, stilos. Very nice. Bun, hai să ne teleportăm undeva mai interesant oalecu. Și avem carpentry. Ia să vedem cum arată aici. Este mai înghesuită un picuț. Dar unde, pe unde intru? Stai așa că nu înțeleg. Băi, sunt toate foarte aproape de stradă. Strada aici e construcția imediată. Adică, cum să fie atât de aproape de stradă? Asta mi se pare un pic ireal, dar în fine. Ok, mai avem un farmhouse aici. Ok, asta este tipic americană, pentru că este de fapt un... e o casă de aia de carton de-a lor, de stau. E mobile home. E RV. De opostra... Da, wow, avem și râuleți. Oh, that's interesting. Stai un pic. Stai un pic, avem râuleț, se pare. Holy shit, ok, me gusta. Pe asta pot să-l iau de aici să-l pun în altă parte? Nu pot, pot să intru în asta? Se pare că da, avem coliziune. E cam secat totuși râulețul și cam plin de pietriș. Da. Cam neinspirat aici, sincer, dar în fine. Tot mai caut și eu niște drăcii de alea, nu știu, am o satisfacție. Chiar dacă n-am nevoie de bani, am o satisfacție când le găsesc. Dar pe aici cam slăbuțel. Oricum, interesant, interesant este râul principal care străbate practic toată harta și o împarte în două. Mi se pare că s-ar fi putut face mai multe lucruri cu asta. Ceva animație, ceva corabie care merge dintr-un punct în altul sau să transporti tu. Aici cred că ar fi fost mult mai interesant. Bun, aici avem un mil, ok, un gutter. Nu știu de ce au fost astea puse aici. Le filature de chateau. Asta e de pe... harta franceză. Hai că are un nume complex, lasă. E Oberon. O merge, nu merge. Bun, trebuie să merg în față. Vreau să văd ce e aici, mi se pare totul foarte aranjat. În partea asta? Da. Peste râu și prin pădure, mergem la bunica să ne vadă. Hați! Bang, bang, ia să vedem aici. Ok, deci urc.
Da, nu știu, mi se pare e în scări făcută harta. Biogasul nesemnalizat? E posibil să devină semnalizat după ce îl cumpărăm. N-am zis că se și întâmplă, n-am zis că e posibil. Fuck it, hai să testăm. Fuck it, băgăm aici 1, 2, 3, 1, 2, 3, fuck, 10 merdenele. Bun, farmland, bom. Poți să cumpăr? Pentru 119.000 doar, mamă, mă așteptam să fie like mult. Ah, putem să cumpărăm toate drumurile în staff. Ah, ce tare, toate hărțile ar trebui să aibă opțiunea asta, să poți să cumperi orice nu ține de teren. Pentru că eu poate vreau să fac terraforming și nu pot, pentru că nu pot să dețin terenul ăla. Deci asta ar trebui inclusă la orice. What the fuck, ce caută casa asta aici? Asta e monument UNICEF ceva? E monument de la protejat prin lege? Op, shit, e o lege aici. Hați, hați! Este foarte posibil. Mai există și posibilitatea totuși să fie un bătrân care nu s-a mutat, deși asta pare mai mult istorică decât neapărat așa o casă veche. Ok, la baia că nu-i cine știe ce e interesant, nu știu, mi se pare dubioasă asta pus aici. Foarte dubioasă și, oleo, o grămadă de bunker. Mult bunker este cel mai mare bunker. Ok, de sus aici, op, de asta e. Dacă mergem în față, unde dăm? Stai un pic că lucrurile nu s-au terminat aici. Hați? God damn it, man, mă obligă să mă duc în cealaltă parte prin poartă. What the fuck is this shit? Mă, ăsta-i circuit nocturne? De ce-i pune nocturne? Astea sunt scaune. Lumea stă pe ele să se uite aici. Motorex. E festival ceva? What the fuck? De ce se duc oamenii ăștia în partea aia? Mamă, zici că zombie. Am văzut recent, am terminat Resident Evil-ul. Și probabil de asta... What the fuck? Zombalăi pe hartă, dude! Dar unde se duc? Pâine, mamă, gogoși și pâine, mamă, ce mișto arată. Bro, hai să urmăm oamenii. Unde duc ăștia? Senior! Donde te duci? Deci intră în dreapta. Măi, e ceva concurs, festival, stuff like that. O fi un farm common. La Motorex parcă se face gen un fel de showcase al utilajelor, dacă nu mă înșel. What? Poți... Yehehei! Yehehei! Dar le încoace. Ia uite și disc. Ce tare! Ok, se duc în partea asta. Stai așa că trebuie neapărat să-i fugăresc o leacă. A, ba nu, fii atent că se ducă pe aici. A, păi pe aici cred că dispar sau unii dintre ei se și întorc. A, se duc în parcare. Toată mulțimea de oameni se duce în parcare. Asta e foarte anticlimatic, dude. Foarte anticlimatic. Probabil se întorc. Dar nu e că porneau de acolo. Da, mai e ceva show cu alea. Lol, și aici avem... Ok, prăjituri plutitoare și cred că este un cheesecake ceva cu blueberries, ok. Ceva înghițuț. Mi-a luat și astăzi înghețată, de-abia aștept să halesc un pic. De obicei halesc noapte, pentru că nu putem să dormim, sunt 32 de grade casa continuu. Guiet, guiet, zini. Să zici că e făină, n-am, nu știu ce. Mă, asta e făină, tată, că arată un mil aici, arată o moară. Bă, și doar atât, asta e ceva de pui lumânări în ea. glumesc. Deci probabil ceva showcase, pentru că lumea stă acolo, lumea stă acolo și, și pac, vine unul cu tractor și zice, hey, look at my tractor. Aha, gata, te-am văzut, vină coace. Interesant, not bad, not too shabby. Mă așteptam totuși să fie un pic mai, gen, hey, uite de ce vin toți oamenii ăștia aici, pentru că avem asta, dar de fapt ei se plimbă, mă, să facă gamba puternică. Trebuie să facă ea 10.000 de pași. Lol, nu mă așteptam că aici să fie treaba asta. Interesant, trebuie să recunosc. Bun, acum, da, așa, vreau să văd giratoriul ăsta, dar îl vom vedea de sus, pentru că ne mișcăm mult mai repede. Asta este harta, așa arată de sus, este înconjurată, cum am spus, de texturile alea de pe Ellengrad. Așa, și eu trebuie să ajung aici. Vreau să văd giratorile, sunt foarte interesante. Ador hărțile cu giratorii.
Ok, ceva. Asta e altă hartă, altă fermă, pardon, pe care putem să o cumpărăm. Avem și silozul Coleșea. Un siloz foarte încăpător din câte se vede și foarte multe garaje de asemenea. Ok, asta îmi place, asta îmi place. Ceva drumuri de țară, de asemenea texturile se le știu. Da, nu este ca harta Italia să fie tot original, sunt practic elemente regurgitate din alte hărți. Ok, un girator e foarte simplu, nu-mi plac astea, aș vrut măcar un copac ceva în mijloc, mai dăm un punct central, măcar unul. Așa, acolo așa avem milul, se pare unde se face făina în staff, cel puțin așa îmi pare mie, și este înconjurat, grupe o beron, uite, vezi, vezi chestiile astea, zic, o beron, de ce nu a fost schimbat acest semn să fie cu numele hărții astea? Atunci ar fi dat un pic mai multă personalitate. Aici nu scrie nimica, mă gândeam că poate scrie ceva, dar se pare că nu scrie nimica. Așa, oh, în mijlocul terenului un monument? Well, that's shitty. Și totul făcut foarte pătrat. Wow! Urât, 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 urât. Da, asta n-aș face-o niciodată pentru că strici terenul, poți să folosești și corpul va avea probleme pe el, deci nu e deloc indicat să faci chestia asta. Cred că asta ar fi singura chestie și anume că toată harta e un picus cam plată, decât dacă, hei, îți plac hărțile astea plate. Da, da, da. Nu știu, primește, cred, că un 7 din partea mea. Clar nu este de 9. Are multe elemente. Asta, da, într-adevăr, nu este o hartă care să te plictisească. Dar, totodată, cred că odată ce ai învățat-o, trebuie să te duci la alta. Pădurile nu sunt numeroase, nu sunt mari. Clar trebuie să-ți faci tu pădurea ta și terenurile sunt complet drepte. Ai, totuși, posibilitatea de a uni. Adică avem aici în nord-est câteva opțiuni, avem și ăsta 155 cu 154 posibilități plus asta, deci se pare că a fost creată cu posibilități de unire. Ăsta dacă le unești cu alea, 147 și 148, faci unul imens baban. Asta îmi place. Mai îmi place și că poți să cumperi toate drumurile și poți să faci un terraforming. Genial și din punctul ăsta de vedere, dar clar este o hartă care are nevoie de muncă. Nu poți pur și simplu să intri și să te joci așteptându-te că are de toate. Farm on, baby! Finest patches on the market. Really? Yeah. Ah, lol, cu reclamă. Și aici avem Antonio Carraro. Try our new machines. Da. Din ce au spus băieții mei aici, voi în comunitate, nu cred că am găsit până acum niciun fan la acest DLC Antonio Carraro. Din păcate, din păcate. Sunt niște tractoare care arată un picuț mai ciudățel, trebuie să recunosc. Și au ieșit-o prin casă. Cea mă, așa că tragem cu ochiul așa un pic, uite tabloul ăla îmi place, e tablou cu un avion, mă gândesc, bro, am intrat în casă, ești nebun la cap? Ăte are spoturi, bă, pe bogăție, pe bogăție, ia să vedem și mai jos, e la fel? Lol, tași că mi-am descoperit un nou hobby, asta e bucătăria, ok, bucătăria e faină, dar ar fi fost fain să fie geamul unde este chiuveta, așa speli și tu vasele și te uiți și la ceva frumos pe afară. Ok, asta este birou. Ce panoramă. Very nice, very nice. Ce se din nou este râul care tot curge pe toată harta. What the fuck? Ce chestie tare aici. S-a vrut a fi un accident, se pare. Mi se pare că s-ar fi putut face mai multe lucruri cu râul ăsta. În primul rând, apa asta sticlie așa nu este foarte naturală, nu este animată, nu curge, mai like man, e râul, trebuie să curgă. Iar asta e puțin panoramă. Aici trebuie să recunoaștem ce e drept, e pe drept. Asta este. Aici ce e? A, lol, poți să joci... Da, asta l-avem și pe N, cred, mi se pare că e. Tot așa poți să joci gen popice. Aia, interesant, interesant. Satul de asemenea e interesant. Bun, fraților, aici o să ne prindem și noi. Am văzut în mare parte despre ce este vorba. Asta este un WC aici? Nu, am văzut așa cu alb și mi s-a apucat că e un WC, ok. Eu am trăit sărac și WC-urile la noi erau toate decorate cu alb. Aveți linkul în descriere și pe data viitoare v-am salutat, numai bine! Pa! Și noapte bună!